Vă invit să deschideți Sfânta Scriptură la Evanghelia după Matei, capitolul 28, pagina 961 din Scriptură. Matthew chapter 28, we'll start our reading with verse 18. Cuvântul Domnului spune așa. Iisus s-a apropiat de ei, a vorbit cu ei și le-a zis: toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Și iată că eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului. Amin. Vă invit cu respect să reocupați locurile. M-am bucurat că Domnul a legat cuvântul meu de cuvântul care a fost adus de fratele Lucian. Azi dimineață mi-a trimis un text când a văzut programa că trebuia să predice în limba engleză și din păcate am mai făcut o greșeală, că cu două săptămâni în urmă i-am spus că trebuie să predice în limba română. A great job switching that on the fly. Domnul să te binecuvinteze. Vă mărturisesc că ne-ați lipsit duminica trecută. Nu că dumneavoastră ați lipsit de aici, noi am lipsit. Vă aducem salutări de la Knoxville, de la conferința pastorală de la Church of God, de la mai mulți frați păstori, salutări și binecuvântări și Domnul să vă binecuvinteze pe fiecare. Mi-am intitulat mesajul meu în această dimineață Ultima Poruncă. Și o să vedem din textul acesta de ce l-am intitulat așa. Primul punct în acest mesaj este Marea Trimitere. Pentru că Domnul Iisus ne-a spus, duceți-vă. În engleză, go. În alte cuvinte, start the mission. Are un mandat pentru noi și ne spune la toți, duceți-vă, go. Textul acesta este supranumit Marea Trimitere, de aceea i-am și dat la punctul acesta, l-am intitulat Marea Trimitere. De ce este supranumit textul acesta Marea Trimitere? În primul rând este Marea Trimitere pentru că este porunca Domnului. Nu este Marea Sugestie. Nu a spus Domnul că ar fi bine. Nu a spus Domnul că este opțional. La ucenici și la noi toți ne-a spus să mergem. Și în această dimineață suntem confruntați cu porunca Domnului și fiecare din noi să ne uităm unde suntem la capitolul ascultării când e vorba de ascultare și de ascultare de o poruncă. Apoi este Marea Trimitere din cauza contextului. Aceasta este ultima poruncă care a dat-o Domnul ucenicilor și nouă. Știți că Domnul a păstrat această poruncă până în ultimele momente înainte de înălțare pentru impact maxim? Bunicul, înainte să moară, a adunat pe cei care mai erau acasă și a sunat pe cei care erau din America și le-a spus ultimele lucruri care le avea pe inimă. Știți că și astăzi își aduc aminte cu punct și cu virgulă fiecare lucru care le-a spus bunicul? De ce? Ultimele cuvinte au impact maxim. Domnul a păstrat această poruncă pentru noi, pentru ucenici, ca această poruncă să definească viața noastră, slujirea noastră, să aibă impact maxim asupra noastră. Această poruncă și lucru din această poruncă este ceea ce are Domnul pe inimă. A fost motivul pentru care El a părăsit cerul și a venit pe pământ să slujească. Dacă El are o inimă pentru ceva, este pentru lumea aceasta care moare în păcat. Și El vrea să ne spună, ăsta e lucru care l-am eu pe inimă și porunca aceasta are de a face cu ceea ce este dear to my heart, aproape de inima mea. Apoi această mare trimitere, în al treilea rând, are scopul să ne dea o imagine de ansamblu. Știți, scopul lui Dumnezeu pentru noi, pentru Biserica Emanuel și pentru Biserica Lui de pe pământ este salvarea omenirii. Acesta este scopul pentru care noi ne adunăm.
ca noi să putem să ne punem la dispoziția Domnului ca omenirea aceasta să fie salvată, avem nevoie de o biserică. Avem nevoie de un loc unde Sfinții lui Dumnezeu să se adune împreună, să fie echipați pentru această mare trimitere. Aceasta este școala, aici venim, aici avem părtășie, aici suntem învățați. Pentru aceasta avem nevoie de clădire, avem nevoie de închinare, avem nevoie de cor, de fanfară, avem nevoie de worship team, avem nevoie să avem Sunday school, avem nevoie să fie surori care să pregătească mâncare, avem nevoie de atâtea lucruri. Dar știți care este scopul la toate aceste lucruri? Noi să vestim Evanghelia celor care nu-L cunosc pe Domnul. Știți că uneori nu mai vedem pădurea de atâția pomi? Vedem că avem nevoie să avem întâlnire de comitet, vedem că avem nevoie de practice, avem nevoie să se adune tinerii, avem nevoie să facem... Și facem atâtea lucruri cu un scop. Și interesant este că facem atâtea lucruri și este foarte posibil în toate aceste lucruri să pierdem scopul. De ce facem toate atâtea lucruri? Ne focalizăm pe atâtea mărunțișuri. Și din păcate, de multe ori, pierdem chiar scopul din vedere. Noi suntem acei care avem vestea bună. Care este vestea bună? Că omul este separat de Dumnezeu prin păcat și nu are nicio cale de întoarcere. Și Dumnezeu a rezolvat problema păcatului omenirii când l-a trimis pe Fiul Său să moară pe cruce. Și mâna lui Dumnezeu, mâna de împăcare, stă întinsă omenirii. Și spune, am împăcat lumea prin Hristos. Oricine vrea poate să aibă mântuire. Mâna lui Dumnezeu stă întinsă spre omenire și oamenii nu știu. Scopul nostru este să mergem la cei din jurul nostru și să le spunem, do you know? Că Dumnezeu a împăcat lumea prin Hristos. Și mâna lui Dumnezeu stă întinsă să le spunem oamenilor că atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat pe singurul lui Fiu pentru ca oricine doar crede să poată să fie mântuit. Din păcate, fraților, dacă suntem foarte onești, marea trimitere pentru Biserica Domnului Iisus Hristos de astăzi a devenit marea omitere. Lucrul pe care trebuia să-l facem este exact lucrul care rămâne nefăcut. Definiția la a omite, a lăsa intenționat la o parte, a neglija, a trece cu vederea, a uita ceva ce trebuia să fie amintit, trebuia să fie spus, trebuia să fie făcut. Știți că majoritatea credincioșilor astăzi nu-și asumă această trimitere? Mulți credincioși își imaginează că această trimitere este pentru misionari, pentru păstori, pentru evangheliști, pentru predicatori. Dar această trimitere este la general, este pentru absolut fiecare din noi. Și m-am gândit la acest subiect și m-am gândit, Doamne, dar unde am falimentat noi? Ce s-a întâmplat? Nu cred că am făcut treaba asta să omitem această mare trimitere intenționat. Și cred eu că în mare parte unde am greșit a fost avea un focus greșit. Am venit în special pentru noi Biserica Română din America, da? Și pentru cei care sunt plecați în toată lumea, din România, și ne-am focalizat pe autoconservare. Să nu ne pierdem identitatea ca români. Să nu ne pierdem cultura. Să nu ne pierdem felul nostru de închinare. Și lucrul acesta în sine nu pot să spun că este rău. Problema este când acela este singurul scop. Pentru că scopul lui Dumnezeu prin marea trimitere nu este autoconservare, este expansiune. Părinții mei, care sunt și astăzi la Portland, sunt gospodari și au o livadă în spatele casei, ca mulți români care au teren, și au pus tot felul de pomi fructiferi, struguri, blueberries, raspberries, strawberries, meri, peri,
și au și un rând de pruni. Și fac niște prune extraordinare și mama știe că mie îmi plac prunele acelea și încercam când puteam să ajungem acasă când îmi spunea ea că acum sunt prunii copți. There's nothing like going în livadă să prinzi o prună și să o mânci acolo care este coaptă și it's perfect. Dar pentru că nu putem să mergem în fiecare an, mama ia un flat rate box din acela mic de la US Postal Service, ia prunele, fiecare le face în câte un paper towel, le pune, le trimite și ne sună, aveți grijă, ajunge în 2 zile, 3 zile maxim și noi urmărim. Și când vine, ne întreabă câte au ajuns intact, câte s-au spart. Și apoi Violeta face o separare și știi ce se întâmplă? Dacă am lăsat prunele acolo pe countertop, în 2-3 zile ar fi toate praf. Dar dacă le luăm și le punem la frigider, rezistă 2-3 săptămâni. Și am spune noi, lucrul acesta este un lucru bun. Și știți, noi adoptăm această mentalitate de autoconservare. Și până la un anumit nivel este bună ideea aceasta. Problema este că ideea lui Dumnezeu pentru biserică nu a fost ca să fie un frigider. Domnul are intenția și inima lui este ca biserica aceasta să fie un incubator pentru multiplicare. Ca noi să creștem, să ne înmulțim. Porunca Domnului este să mergem, a sta pe loc, nu este o opțiune. Acum, marea trimitere, să știți că necesită o mare varietate de roluri pentru ca acest mandat să fie posibil. În primul rând, este nevoie de mărturie personală. Lucrul acesta putem să-l facem absolut toți. Și lucrul acesta îl faci prin a vorbi despre Hristos, prin viața care o trăiești, prin mărturia personală. Știți că Domnul are nevoie de misionari la grădiniță? Mi-aduc aminte de sora la un coleg de-al meu care atunci când era la grădiniță vorbea la ceilalți copii de grădiniță despre Domnul Iisus. Astăzi are doctorat în education și în care impact și are această inimă mereu să spună oamenilor despre Hristos. Știți că în clasa a șasea, în clasa soției mele, colegi de la școală au venit la biserică, au venit la stăruință și au fost botezați cu Duhul Sfânt din afară? Cine poate să meargă în clasa a cincea sau a șasea să vorbească despre Domnul? Copiii noștri. La facultate, la geabul unde sunteți, știți că Domnul are un misionar la geabul care sunteți? Misionarul sunteți dumneavoastră. Și a fi un misionar nu este opțional. Apoi, în al doilea rând, pentru ca această mare misiune să poată să fie posibilă, este nevoie de post și de rugăciune. Mi-aduc aminte de fratele Codrean din Timișoara, păstorul de la Biserica Elim de acolo. Spunea el că mergea într-o zi pe stradă în Timișoara și s-a nimerit să meargă chiar în spate la 2 pescari. Și a auzit discuția din acești 2 pescari. Și unul din pescari îi spunea celuilalt cum poate să aibă o pescuire cu succes. Și spunea el, știi ce fac? O săptămână înainte ca să mă duc la pescuiesc, mă duc în aceeași zi, în același timp, în fiecare zi, la o anumită oră, și arunc momeală în apă. Și se adună pești. Și de la o bucată peștii se așteaptă la ora aceea să fie mâncare. Și o săptămână întreagă se duce și tot arunce momeală, dar nu aruncă deloc undița. După o săptămână se duce și pune momeală pe un cârlig. Și aruncă și tot scoate pe pești. Și Domnul i-a vorbit fratelui Codreanu și a zis, trebuie să faci lucrul acesta cu biserica. Și a venit la biserică și a zis, fraților, o săptămână întreagă trebuie să dăm o meală. Știți ce trebuie să facem? Să postim și să ne rugăm. Și după o săptămână de post și de rugăciune, apoi îi chemăm pe oameni la evangelizare. S-a întâmplat ceva extraordinar. Știți ce s-a întâmplat? Mulți oameni au venit la credință. De ce? A fost o săptămână de post și de rugăciune înaintea lui Dumnezeu ca terenul să fie pregătit, ungerea Domnului să fie acolo, duhurile întunericului să fie alungate. În al treilea rând, pentru ca această mare trimitere să fie posibilă, este nevoie de logistică, de resurse și de finanțe.
Știți că cineva trebuie să organizeze un program de evangelizare, de misiune? Sunt oameni care trebuie să aranjeze unde stai, transportul, toate lucrurile acestea. Sunt nevoie de resurse, de medicamente, de mâncare, de cazare. Sunt nevoie de finanțe, lucrurile acestea nu se pot face fără bani. Când a dat Domnul pilda talanților și spune că a dat la fiecare câte un talent, noi suntem, putem să ne punem în pilda aceea, este pentru noi. Fiecare persoană care este astăzi aici și care ne ascultă online, pilda aceasta este despre noi. La fiecare din noi, Domnul ne-a dat cel puțin un talent. Și toți l-au pus în negoț, unii au adus mai puțin și ultimul ce a făcut cu talentul? L-a ascuns. Și spunea el, Doamne, știam că Tu ești strict și, Doamne, uite aici ai talentul care mi l-ai dat și n-a făcut cu el. Și Domnul le-a zis, puteai să mergi cu talentul acesta și să-l dai la zarafi și când veni înapoi să culeg cu interes ceea ce era al meu. Știți ce ne spune asta nouă? Noi mergem la lucru și nu mergem în misiune, nu mergem în Africa, nu mergem în Kenya, dar mergem la servici de luni până sâmbătă, nu? Și Domnul spune, dacă tu nu mergi în misiune, puteai să iei banii de la o zi care trebuia să mergi în misiune și banii aceia să-i dai la un misionar care este plecat și are nevoie de finanțe. Și ieșa ceva de acolo. Chiar dacă nu ai mers tu, prin finanțe puteai ca să vorbești altora despre Hristos, dar n-ai făcut nici lucrul acesta. Este nevoie de mărturie personală, de post și de rugăciune, de logistică, resurse și finanțe. Misiunea noastră principală pentru fiecare, ca și persoană, ca și familie, ca și biserică, este marea trimitere și nu există excepții. Știți că mentalitatea de astăzi, în special a celor din vest, din America, din Europa, din țările unde merge foarte bine, este una de consumator. Avem impresia că venim la biserică pentru ca doar să fim hrăniți. Și după aceea se spune, a, știi ce, nu mi-a prea plăcut meniul de astăzi, cântările alea, predica aia să mă lase. Sunt și ideea este, noi venim aici ca să ne încărcăm cu cuvântul lui Dumnezeu să putem să mergem să evangelizăm. We gather together for the equipping of the saints for the work of the saints for the work of the ministry. La marea trimitere, venim aici să fim hrăniți, să fim echipați pentru ca să mergem să vestim oamenilor Evanghelia. Imaginați-vă că cineva merge la școală, de exemplu, să fie doctor sau inginer și nu mai iasă din școală. De 20 de ani el tot studiază cum să fie inginer sau cum să fie doctor. Nu vi se pare absurd? Este tot atât de absurd să vii la biserică de 10, 15, 20 de ani, ești un student perpetual și fără să mergi să vestești oamenilor Evanghelia. When that is the whole purpose. De multe ori devenim experți în ce să nu facem. Să nu furăm, să nu vorbim urât, să nu bem, să nu. Și lăsăm partea cealaltă să mergem. Porunca este, duceți-vă, nu ascundeți-vă. Știți cum? O monedă are două fețe. Tot așa sunt lucruri pe care nu trebuie să le facem. Și este adevărat, nu trebuie să facem anumite lucruri. Dar partea cealaltă de monedă este să mergem. Biserica este trimisă să meargă în toată lumea. Știți că oamenii care nu au un scop, care nu au o misiune, sunt cei mai frustrați oameni? Și sunt oamenii care dau bătaie de cap la păstori. Dar Domnul ne-a dat un mandat să vestim oamenilor Evanghelia. Porunca Domnului pentru noi toți este să mergem. Și Domnul când le-a dat această poruncă ucenicilor, le-a dat detalii. Le-a spus că misiunea aceasta, mandatul acesta trebuie să fie făcut într-o anumită ordine, într-o ordine divină. Și le-a spus, mai întâi în Ierusalim, apoi în Iudeea, Samaria și până la capătul pământului. Ce vrea să ne spună Domnul prin aceasta? Nu poți să mergi până la capătul pământului dacă n-ai început din casa ta. Evanghelia trebuie predicată în casa ta. Evanghelia trebuie predicată la vecinii tăi.
Evanghelia trebuie predicată în neighborhood-ul tău, în orașul tău, în statul tău și apoi tot mai departe, întâi în Ierusalim. De fiecare dată când Domnul a făcut o minune, unde i-a trimis pe cei la care le-a făcut minunea? Du-te unde? În casa ta. Apoi haideți la al doilea punct. Marea autoritate. Spunea Domnul Iisus, toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. This is an extraordinary statement. Nu a spus că mi s-a dat parte din puterea din cer. Toată puterea din cer mi-a fost dată, din cer și pe pământ. În engleză este tradus all authority. Aici cuvintele acestea sunt sinonime într-un anumit sens. Nu poți să ai autoritate fără putere. Și putere fără autoritate, nu ai ce să faci cu puterea. Domnului s-a dat toată puterea și toată autoritatea. Și această putere și de autoritate este legată de acest mandat. Deduceți-vă! Nu putem să mergem în misiune fără să fim autorizați, fără să fim mandatați, fără să avem putere. Și pentru că El are toată puterea și toată autoritatea, nu există situații cu care noi să ne confruntăm în acest mandat pentru care El să nu aibă autoritate, pentru care El să nu aibă putere, pentru care El să nu aibă un răspuns. Gândiți-vă, Domnul a luat 12 oameni absolut obișnuiți, tot atâta de obișnuiți ca și noi. Oamenii aceștia, dacă nu le-ar fi dat Domnul autoritate și putere, nu ar fi putut să facă absolut nimic. Știți ce este interesant? Pentru că Domnul are toată puterea și toată autoritatea, i-a autorizat pe acești oameni, i-a împuternicit și apoi le-a spus go. Și ceea ce s-a întâmplat, oamenii aceștia au transformat lumea. De ce? Pentru că au ascultat. Domnul nu ne trimite fără putere și fără autoritate. Puterea aceasta și autoritatea aceasta pe care ne-a dat-o Domnul este activată în momentul în care noi ne pornim în această misiune. Să mergem să spunem altora despre Hristos. Domnul promite că noi în momentele acelea o să vedem puterea Lui, autoritatea Lui. Și găsim principiul acesta mereu în Scriptură. Când a trimis Domnul pe ucenici în evangelizare, prima dată i-a împuternicit și autorizat. Matei capitolul 9 cu versetul 1. Spune, Iisus a chemat pe cei 12 ucenici ai săi și observați ordinea. Întâi le-a dat putere și stăpânire sau autoritate peste toți dracii și să vindece bolile. Apoi, în al doilea rând, apoi i-a trimis să propovăduiască împărăția lui Dumnezeu și să tămăduiască pe cei bolnavi. Știți, noi vrem ca Domnul să vindece pe bolnavi aici. Să satisfacă Domnul curiozitatea noastră. Dar Domnul vindecă și face toate aceste lucruri când noi intrăm în ascultare de El. Dumnezeu ne-a autorizat și ne-a împuternicit cu un scop. Scopul este marea trimitere. Dovada apoi că ești autorizat și împuternicit sunt semnele care urmează. Și vedem pe ucenicii aceștia care, când au auzit mandatul primit de la Domnul, au intrat în ascultare automat. Relatarea din Marcu, capitolul 16, cu versetul 19. Spune că Domnul Iisus, după ce a vorbit cu ei, după ce le-a dat mandatul acesta, marea trimitere, s-a înălțat la cer și a așezut la dreapta lui Dumnezeu. Iar ei, ucenicii, ce au făcut? Au plecat și au propovăduit pretutindeni. Au intrat în ascultare. Domnul lucrea împreună cu ei, nu i-a lăsat singuri, și întărea cuvântul prin semnele care le însoțeau. Observați, semnele și minunile urmează în momentul în care noi intrăm în ascultare. Știți că noi vrem să facem ser de minuni, sunt evangheliști, de anunță, o să avem o seară doar de semne și minuni, dar Domnul i-a trimis pe oameni să propovăduiască Evanghelia și spunea că semnele și minunile au să urmeze. Nu este biblic să facem seară de minuni fără să rostim Evanghelia. Semnele, dragi frați și surori, însoțeau doar pe cei care au plecat, care au intrat în ascultare și au propovăduit. Domnul are toată puterea și toată autoritatea. Noi avem putere și autoritate delegată de El, peste boli, peste păcat, peste duhurile întunericului.
Trimiterea aceasta este imposibilă din punct de vedere uman. Și de mult trebuie să ne lasă Domnul ca să falimentăm, cum au falimentat și ucenicii înainte de înălțarea Domnului și înainte de răstignirea Lui, ca să ajungem la punctul acela unde să spunem, Doamne, ai milă de mine și doar prin puterea Ta. Domnul aici, prin this statement, că El are toată autoritatea și toată puterea, vrea să ne spună că El este suprem, că El este suveran și că El ne echipează pe noi cu un scop pentru marea trimitere. De multe ori, absența semnelor și minunilor, știți, fraților, ar trebui să fie un semnal de alarmă, pentru că Domnul nu poate să ateste cu semne și minuni neascultarea noastră. Vorbeam cu un frate care merge des în Africa, în locuri unde nu se vestește Evanghelia. Și spunea el ceva extraordinar. Când mergem acolo și predicăm Evanghelia, oamenii se predau. Și vezi că it's not fake. Oamenii aceștia vin cu lacrimi. De multe ori au riscul să-și piardă viața pentru aceasta. Se mai întâmplă ceva. Ne rugăm pentru bolnavi și bolnavii sunt vindecați. Și oamenii care se roagă pentru cei bolnavi se miră că Domnul vindecă. Dar n-ar trebui să ne mirăm, pentru că Domnul atestă cu semne și minuni ascultarea noastră. Domnul a atestat propovăduirea lor, nu curiozitatea lor. În al treilea rând, marele obiectiv. Care este obiectivul? Faceți ucenici din toate neamurile. Scopul ca să mergem în India, în Africa, nu este să facem un safari. Scopul este să facem ucenici. Știți că noi ne focalizăm în jurul programelor? Scopul Domnului este să facem ucenici. Fără acest obiectiv să facem ucenici, noi avem o misiune, un go fără scop. Observați, ucenicii nu se fac la o seară de evangelizare. Acolo se pot face decizii, convertiri, dar nu se fac ucenici. Ia mult mai mult ca să faci ucenici. Investiția este mult mai mare. Și ucenicizarea implică cel puțin două aspecte. Să predice Evanghelia, ca oamenii să se întoarcă la Hristos, și apoi o demonstrare a Evangheliei prin trăirea care o ai. Un ucenic face ce face maestru sau stăpânul. Și Apostolul Pavel mergea și predica Evanghelia la oameni. Și apoi avea tăria să spună și partea a doua, călcați pe urmele mele, căci și eu calc pe urmele lui Hristos. Ucenicizarea implică o modelare a adevărului prin viața care o trăiesc eu. Partea centrală a acestei porunci este să facem ucenici. Și aceasta nu este o strădanie de un weekend, ci durează luni și ani de zile. Ucenicizarea implică timp, resurse, devotament și o trăire în sfințenie. În al patrulea rând, marea responsabilitate. Spunea Domnul Iisus, și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Există o tendință la noi să ne focalizăm doar pe partea aceea din Scriptură care ne place. Și de multe ori să ignorăm acelea care nu le plac. Nu ne plac așa de mult. Nu? Frații evanghelici care nu sunt penticostali se focalizează mai mult pe studiu biblic. La noi, la penticostali, ne focalizăm poate mai mult pe lucrarea și darurile Duhului Sfânt. Frații de la aventiști pe escatologie, pe venirea Domnului. Și fiecare grupare sunt lucruri care le plac mai mult și sunt punctele forte. Știți care este ironia pentru noi la penticostali? Ne focalizăm pe lucrarea și darurile Duhului Sfânt și este un lucru extraordinar. Dar care a fost scopul pentru care Domnul a lăsat Duhul Sfânt și împuternicirea aceasta? Ironia este că ne-a dat Duhul Sfânt exact pentru marea trimitere. Așteptați în Ierusalim până veți primi o putere, apoi veți fi martori. Care este scopul? Să fim martori. Este foarte ușor să punem accentul pe ce să nu facem și parcă nu ni se pare deloc deplasat ca să ignorăm ceea ce trebuie să facem. Trimiterea noastră are o mare responsabilitate. Să învățăm pe oameni să păzească tot
ce ne-a poruncit El. Și această responsabilitate necesită proficiență în Scripturi. Nu putem să dăm ceea ce nu avem. În al cincilea rând, marea asigurare. Spunea Domnul Iisus, și iată că eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului. Aici este vorba despre noi, la sfârșitul veacului. Știți, Domnul Iisus ne-a promis că nu o să ne lase niciodată singuri. Dar aici ne-a spus că eu sunt cu voi. În alte cuvinte, când voi intrați în ascultare la acest mandat, la marea trimitere, vă promit ceva. Eu o să fiu cu voi. Când mergi să spui la vecinul tău despre Iisus, despre ce a făcut Domnul pentru el, Domnul promite, eu am să fiu cu tine. Când mergi în seara aceea de evangelizare, când vrei să spui la alții despre Hristos, Domnul Iisus îți promite, eu am să fiu cu tine. Știți că oamenii au anxiety, au frică, am să merg, dar nu știu dacă am să mă descurc. Și Domnul spune, eu am să fiu cu tine. You need to step in faith să mergi să spui la alții despre Hristos. Și Domnul promite, eu am să fiu cu tine. Dacă noi intrăm în ascultare, El este cu noi. Îmi place foarte mult cum sună în engleză lucrul acesta. Îi spune The Great Commission, The Great Co-mission, o misiune pe care noi o facem împreună cu Domnul Iisus Hristos. Dacă am ști că Domnul mă trimite în neighborhood-ul meu să predic Evanghelia și dacă l-aș vedea pe Domnul lângă mine, am avea curaj să mergem în evangelizare? Oh, of course! Dar știți că Domnul chiar vine cu noi când noi mergem în evangelizare? Trebuie să-L vedem cu ochii credinței. Dar El este cu noi. Asta vrea să ne spună Domnul aici. Mergeți în toată lumea și eu voi fi cu voi. Când, dacă te cheamă Domnul să predici Evanghelia de la amvonul acesta, știi ce îți promite Domnul? Eu am să fiu cu tine. Dacă te cheamă Domnul să cânți în biserică și este pentru mandatul acesta, pentru marea trimitere și ești în ascultare, Domnul spune, I will be with you. La studiul acela care îl faci cu tinerii, care îi aduni, să le vorbești din cuvântul Domnului, Domnul spune, nu te las singur. I will be with you. Dacă primești oamenii când intră în Scriptură prin zâmbetul acela, îndeplinești parte din marea trimite, Domnul spune, I will be with you. Noi suntem chemați să fim parteneri împreună cu El. Cel care are toată puterea și toată autoritatea promite să fie cu noi în timp ce noi mergem. În a șaselea rând, care este mai dureros? Marea ipocrizie. Să nu trăiesc și să nu împlinesc adevărul pe care îl predic. Să nu trăim adevărul acela în viața noastră, în familia noastră și să nu trăim adevărul acela în biserica Lui. Să fie lucruri în biserica Lui care sunt contrare Scripturii. Să fim la anumite puncte în neascultare și să ne așteptăm atunci când vin oameni aici să-L cunoască pe Domnul. Este marea ipocrizie. O mărturie fără pasiune, fără ungere, fără faptele și roadele corespunzătoare este o ipocrizie, o fățărnicie, un fariseism modern. Știți că cei din lume care vin în locul acesta sau care ne văd pe stradă cunosc instinctiv dacă noi suntem martori autentici sau nu? Spunea Domnul Iisus în Evanghelia după Ioan capitolul 13 cu 34. Și este Domnul Iisus care spunea lucrul acesta. Să vă iubiți unii pe alții. Știți că nu este o sugestie? Să vă iubiți unii pe alții. Cum să ne iubim unii pe alții? Cum ne cere Domnul să ne iubim noi unii pe alții aici în biserică? Să vă iubiți unii pe alții cum v-am iubit eu. Dar cum ne-a iubit El? Ne-a iubit fără ca noi să merităm. A iubit pe ucenicii care L-au trădat. Și Domnul spune, așa vreau eu ca să voi să iubiți pe cei din biserică. Să vă iubiți unii pe alții cum v-am iubit eu. Așa să vă iubiți și voi unii pe alții. Și observați aici, prin aceasta, prin această dragoste jertfitoare,
fără merit, prin aceasta vor cunoaște toți cei care vin din afară, ce? Că voi sunteți ucenicii mei, dacă veți avea dragoste unii pentru alții. Nu spune vor cunoaște că sunteți ucenicii mei pentru că aveți cor, pentru că biserica este plină, pentru că aveți fanfară, pentru că aveți activități, pentru că aveți daruri de prorocie, de vedenie, pentru că sunteți penticostal. Mm-mm. Vor cunoaște instinctiv când vor intra aici, dacă este dragoste în locul acesta, oamenii vor spune cu adevărat Dumnezeu este aici. Semnul autenticității este dragostea. Dragostea pentru frați. Este singurul semn. Două săptămâni în urmă am avut un cuvânt profetic pentru biserica noastră. Spunea Domnul că am să trimit un grup de oameni la voi. Poate sunt oameni care au mai fost aici în biserică. Poate sunt noi. Știți care a fost cerința lui pentru noi? Să-i primiți cu dragoste. Și m-am întrebat, dacă Domnul a trebuit să ne spună să-i primim cu dragoste, înseamnă că există posibilitatea ca noi să nu-i primim cu dragoste, altfel n-ar fi fost nevoie să ne spună lucrul acesta. Marea trimitere este posibilă doar atunci când noi avem toate ingredientele necesare. Dragostea, fraților, este un element esențial pentru marea trimitere. Știți, dacă faceți pâine acasă, care este elementul esențial în a face pâine? Făină. Nu se poate face pâine chiar dacă ai apă, sare, drojdie. You can't make it without flour. Știți că nu, marea trimitere este imposibilă dacă noi nu avem dragoste? O să iasă ceva, but it's not going to be bread. Când oamenii vin în biserică și oameni care nu sunt neamuri, se iubesc, lucrul acesta este supranatural. It's not normal for people to love each other. Este un lucru care numai Dumnezeu poate să-l facă. Și Domnul nu vrea ca noi să fim ipocriți și să fie această mare ipocrizie în viața noastră. Dacă nu am această marcă a autenticității în viața mea, în loc să ajut lucrării, eu dăinuiesc. Râvna este bună, dar nu ajută la nimic dacă este fără înțelepciune. Dacă noi mergem să chemăm pe oameni din jur, din neighborhood, și noi nu am rezolvat problema dinăuntru, degeaba mergem. Spunea Domnul Iisus, Matei, capitolul 5, cu versetul 23. Așa că, dacă îți aduci darul la altar și acolo îți aduce aminte că fratele tău are ceva împotriva ta. Dacă ai o cântare, ai predică, ai ceva, slujești, faci mâncare, anything. Dacă îți aduci darul la altar și acolo îți aduce aminte că fratele tău are ceva împotriva ta, ce spune Domnul? Lasă-ți darul acolo. Don't bring it. Lasă-ți darul acolo înaintea altarului și du-te întâi și împacă-te cu fratele tău. Apoi vino și adu-ți darul. De ce? Pentru că darul acela nu este primit dacă nu ai dragoste. Caută de te împacă de grabă cu părâșul tău. Câtă vreme ești cu el pe drum, ca nu cumva părâșul să te dea pe mâna judecătorului, judecătorul să te dea pe mâna temnicerului și să fie aruncat în temniță. Fără iertare, fără dragoste, fără împăcare, noi suntem cei care împiedicăm marea trimitere. Noi împiedicăm scopul lui Dumnezeu. O lume, o omenire întreagă merge spre iad. Noi suntem chemați să-i salvăm. Și noi prin lucruri mici împiedicăm lucrarea. Să ne ajute Domnul să avem acest ingredient al dragostei. Al șaptelea punct, marea deficiență. Domnul Iisus le-a zis, Luca capitolul 10 cu versetul 2, mare este secerișul, dar puțini sunt lucrătorii. Rugați dar pe Domnul secerișului să scoată lucrători la secerișul lui. Aceasta este dorința Domnului.
Tragedia este că milioane de oameni se duc înspre iad să moară în păcat, dar nu sunt destui lucrători autentici. Dacă noi, cei din biserică, vorbim ca cei din afară, ne uităm la aceleași lucruri ca cei din afară, bem aceleași lucruri ca cei din afară, ne urâm ca cei din afară, avem aceleași valori ca cei din afară, ne-am descalificat. Mi-aduc aminte un coleg de-al meu de la școală, spunea că verișorul lui este păstor în Portland. Și spunea că l-a chemat la el la biserică și a rămas șocat când a ajuns acolo la biserică. Știți ce au instalat la biserică? Un bar. În biserică aveau un bar și s-adunau acolo pentru părtășie și beau și fumau tutun. Și spuneau ei că sunt mai luminați. Mare este deficiența, fraților, de oameni calificați. Știți, într-un moment de frustrare profesional, unde așteptam să-mi cumpăr o clinică, am mers atâția ani la școală, vroiam ca să fac bani și slujeam în biserică și slujeam pe Domnul cu toată inima, dar parcă eram frustrat că nu mergeau lucrurile cum vroiam eu. Și a venit Domnul și mi-a vorbit profetic și m-a șocat cum mi-a vorbit și mi-a spus așa: tot nu înțelegi că eu te vreau pentru cer și nu pentru pământ? Știți ce îmi spunea Domnul? Focusul tău este greșit. Tu tot nu înțelegi că chemarea ta este una spirituală, nu una pământească? Știți că cuvântul acesta se aplică pentru fiecare din noi? Parcă Domnul vrea să ne spună: tot nu înțelegi, chemarea ta are un rol spiritual. Yes, you need a job, you need an education, you need finances, da, ai nevoie de lucrurile acestea, dar nu este scopul vieții tale. Aș vrea să conclud mesajul meu din această dimineață cu marea întrebare. Unde te afli în această dimineață la capitolul ascultării când este vorba de marea trimitere? Știți, Domnul Iisus când era pe pământ, mergea El. Când a trebuit să stea de vorbă cu femeia la fântână, a mers cu picioarele Lui acolo. A vorbit, dar acum s-a înălțat la cer. Cine va merge să spună oamenilor despre Hristos? Știți că Domnul are nevoie de picioare și astăzi ca să meargă misiune? Și ceea ce putem face noi e să venim înaintea Domnului și spunem: da, Doamne, Tu ai murit și M-ai salvat pe mine. Acum aici sunt picioarele mele, Doamne. Voi merge unde vrei ca Tu ca eu să merg. Aici sunt mâinile mele, să îmbrățișez pe cine vrei Tu ca să îmbrățișez. Doamne, aici este zâmbetul meu ca să zâmbesc la cine vrei Tu ca să zâmbesc. Aici este gura mea, Doamne, o pun la dispoziția Ta ca Tu să vorbești celor care au nevoie să audă vestea bună. Vă invit cu toții să ne ridicăm în picioare. În vara anului 2006, eram în Yuba City, aproape de Sacramento, am mers acolo ca să cumpărăm o clinică. It didn't work out. Dar când eram în hotel room acolo, împreună cu soția mea, am spus Domnului: Doamne, facem o decizie, vrem să facem ceea ce vrei Tu. Doamne, dacă vrei să ne dai o clinică, dacă nu, nu. Și știți că Domnul Iisus are nevoie de fiecare din noi și în această dimineață, în această rugăciune, putem să decidem dacă ascultăm de chemarea Lui la această mare trimitere. Eu cred că este un timp potrivit în această dimineață să-I spunem Domnului: Doamne, Ai murit pentru mine. Aici sunt picioarele mele, Doamne. Aici sunt mâinile mele. Aici este inima mea, zâmbetul meu. Doamne, mă pun la dispoziția Ta. Vreau să-mi pun viața mea în ordine ca să împlinesc chemarea, mandatul care o Ai pentru mine. Pentru că Domnul are de salvat Southern California. Vrea să salveze familiile noastre. Vrea ca noi să mergem până la capătul pământului. Dar este o problemă, puțin sunt lucrătorii. Și aș vrea ca noi în această dimineață să ne punem la îndemâna Domnului. Așa cum stăm, să ne rugăm.